Nu prea există un mod delicat de a spune asta, așa că mai bine o spunem direct. Am condus Porsche 918 Spyder în premieră și în exclusivitate pentru România. Spre deosebire de toate celelalte modele testate de noi până acum, 918 Spyder este cea mai rapidă mașină de stradă care a mers vreodată pe Nürburgring. Este unul dintre cele trei hipercaruri ale erei noastre, lângă McLaren P1 și Ferrari la Ferrari, și este prezentă pentru teste cu clienți sau presă, foarte rar, dintr-un motiv foarte simplu. În lume există doar 6 exemplare de test preproducție, numerotate 000. Două dintre ele își fac veacul prin state, două prin Asia și două prin Europa. Fabrica în care se construiește 918 Spyder este, de fapt, un etaj al unei hale de la sediul Porsche din Stuttgart. În mod absolut uluitor, spațiul este la fel de ușor accesibil cum au fost toate informațiile despre mașina asta încă de la stadiul de proiect. Adică, ok, una e să lași cea mai rapidă mașină pe care o vei produce în istoria ta de producător auto, necamuflată, în preajma unor Giurgea și Bratu, și alta e să îi lași pe oameni să se plimbe liberi pe la posturile de lucru. Aici lucrează 80 de oameni selectați după criterii de performanță și toți își privesc jobul actual ca un fel de premiu pentru întreaga activitate. Știm asta nu pentru că am fi vorbit cu ei în germană, ci pentru că 5 dintre acești 80 de ingineri sunt români. Români de-ai noștri, cu care ne-am intersectat când am încercat să ne băgăm nasul în cutia în care ajunsese pe linia de producție bateria mașinii. Bateria asta uriașă se ocupă să dea energie celor două motoare electrice ale mașinii, unul amplasat pe puntea față și unul pe puntea spate, și se încarcă fie de la o priză normală, fie de la motorul V8, fie de la sistemele de regenerare a energiei, care funcționează nu numai la frânare, ceea ce era previzibil, ci în orice moment în care ridici piciorul din gaz. În total, 918 Spyder are 887 de cai. 887 de cai și un cuplu maxim care se încadrează între 917 și 1280 de Nm. Costă de la 750.000 de euro în sus. Face 0-100 de km pe oră în 2,6 secunde și atinge 200 de km pe oră cu start de pe loc în doar 7,3. Are șasiul conceput din două monococi de carbon, una pentru pasageri și una pentru motor, legate între ele de doar 6 șuruburi. Are tracțiune integrală și direcție integrală. Emite doar 70 de grame de CO2 pe kilometru, adică mai puțin decât un Prius. Poate rula 30 de kilometri în mod full electric și atinge 345 de kilometri pe oră, viteză maximă. Are faruri a căror intensitate crește direct proporțional cu viteza. A, și încă ceva, poate consuma doar 3 litri pentru 100 de kilometri parcurși în ciclu de testare european. Toate datele astea sunt copleșitoare și când le citești de pe foaie, fără să ai mașina în față. După ce le-ai memorat însă și după ce ai scăpat de indicațiile binevoitoare ale instructorului, când te sui la volan și o calci, tot ce-ți rămâne de făcut este să urli. Avem limita
aici! Suntem fără limită! 9000 de ture, 225, 203, 41, 251, 270! Și nu suntem pe sport! 285! Frână! Frânele sunt ireale! Vrei să-i reglezi puțin avansul de la rozetă? Dă-i sport avansul! I-am dat pe sport, dar sunt ăștia în față, stai! Când mergi în modul hibrid și nu se aude nimic pentru că se oprește motorul termic și îl pornește, nu există, deci pur și simplu se întâmplă explozie acolo. Sunt tot felul de... Sperăm ca sunetul ăsta să înregistreze cât de mult din ce se întâmplă în jurul nostru, pentru că acum, uite, suntem într-o limitare pe autostradă de 70 de km pe oră, merge cu 70, și prin plasticele astea din care au construit ei caroseria asta, ca să nu scoată doar două locuri cu un motor în spate pe stradă, au mai pus niște plastici așa care seamănă cu un Porsche. Pe modul electric, accelerația are parcă are un resort acolo care o împinge spre piciorul tău, așa, nu te lasă să accelerezi cât de mult ai vrea. Ăsta este și secretul pentru care faci aproape 30 de km în modul electric cu o mașină de 900 de cai. În momentul în care te muți pe hibrid... Auzi? Da. Vezi că s-a mutat cu semnul ăla, cu 3 dungi fără limită. Aoleo. În momentul în care mergi pe modul hibrid... Blană, am zis că poate e cazul să mai vorbim și noi ceva despre mașina asta. Avem și un buton roșu pe rozetă. Butonul roșu nu trebuie să-l apeși. Nu, stai, înainte să ajungem la butonul roșu, după ce am trecut pe modul hibrid, trecem prin modul sport, care face cam ce face la o mașină normală, adică ține treptele mai sus, doar că la V8-ul de peste 600 de cai din spatele nostru. Ții treptele mai sus înseamnă să mergi foarte tare. Iar după ce am terminat cu a doua blană, am trecut la a treia. 270. Să ne înțelegem, Giurgea se duce spre 300 la oră în niște curbe pe o stradă. 310. 314. 320. 324. 330. Dumnezeule! Nu se poate. Stai, băiatule. Nu se poate așa ceva. Este incredibil, fix. Au luat două bucăți de carbon, i-au pus pe fraier într-una din ea motorul în spate și ca să echilibreze, au mai pus un motor electric în față și s-au vând cu un milion de euro. N-am mers cu Veyron, dar nici nu mă urc vreodată într-unul. Asta este mașina sport a generației noastre. Aoleu. Pentru asta muncim toți și jucăm la loto. Dă-i, Giurgea! 6 din 49!